Salutare, prieteni! 3 februarie 2020, într-o zi de luni, un cer acoperit, cu mult vânt, cum se vede. Suntem în parcul Tineretului, în așteptarea primăverii. Fiind o zi de luni, evident, este foarte puțină lume. Lacul este încrețit de la vânt, câțiva pescăruși. Și iată, cerul acoperit. Nu era niciun caz de zbor cu drona. Sunt rafale de peste 30 de km la oră. Dar ce vreau să vă arăt este o inițiativă a primăriei acestui sector, care iată s-a gândit să omagieze 30 de ani de la Revoluție prin crearea unei așa numite alei. Iată. Și ce scrie aici? Spune: banca eroului pierit la Revoluție, respectați-i, nu vă așezați. Aceasta este banca cu un tricolor găurit. Se vede că sunt montate recent. Foarte interesant este că este pusă chiar în mijlocul aleii. Probabil ăsta e și scopul. Să nu se așeze nimeni. Și bănuim că seara sau în cursul zilei sunt și ceva organe de pază pe aici. Că mie mi-e greu de crezut că aici nu vine un prieten să spargă o sămânță. Și cum se vede, deci toată aleea asta, frumos turnată, asfaltată, este populată cu asemenea bănci. Haideți să vedem, pe ele scrie în diferite limbi și iată și un panou aici indicator. Da, cum se vede, spune Alea Libertății în onoarea eroilor pieriți la Revoluție pentru o Românie liberă și civilizată. 1989-2019. Vă reamintesc că acolo unde se vede, deci acea cupolă, undeva acolo, este cimitirul Belu, iar undeva mai în dreapta, cimitirul dedicat eroilor căzuți la Revoluție. Unii sunt săraci chiar anonimi. Nu au scris nimic pe frontispiciul crucii. Un gest frumos totuși, deci la câteva sute de metri s-a înființat această alee. Pe banca asta scrie limba rusă și, bineînțeles, cu caractere rusești. Nu știm să pronunțăm. Iată limba uzbecă. Băncile sunt noi. Și mergem mai departe. Limba armeană. Limba turcă. Mai avem aici 4 băncuțe până la baza treptelor, unde se termină și asfaltarea. Semnul Victoriei, care a fost celebru acum 30 de ani, acum a mai rămas doar degetul mijlociu, la modă. Limba ceboană. Asta nu știu dacă are vreo relevanță, dar mă rog. Vor fi sponsorizat și ceboani ăștia cu ceva această alee. Limba suedeză. Ar fi fost frumos aici dacă apărea și un sticker, un apțipil de la Ikea, ca să ia și un banc grămadă. Iată, până și coșurile de gunoi au o inscripție: la Revoluție sau au murit pentru o Românie liberă și civilizată.
vă rugăm să aruncați aici chiștoacele de țigări. Da, e recent inaugurat. Nu sunt decât o țigară și un ambalaj de ce o mai fi. Asta e chiar tare, limba tajică. Aș vrea să o învăț, limba asta tajică. Probabil că așezându-vă aici o să deprindeți câteva elemente basic din aceste limbi de care eu n-am auzit. Dar asta cu ceboana este în top, limba ceboana. O să căutăm pe Google, pe Wikipedia, să vedem măcar unde e țara asta. Pe unde vine? Până Asia, până Africa. Să mergem mai departe pe aceste alee. Și să mai descoperim alte limbi și alte bănci. Limba tailandeză. Frumos. Era bună și o masioză aici, în Thailanda. Prieteni noștri bulgari. Mă întorc aici că văd că ăștia de la primărie au niște cunoștințe extra. Limba hausă, ianci, ce-o fi și asta hausă, nu se știe. E bine scrijelit, cioplit, îmi place. Bănuiesc că în toamnă vor fi pătate de bere, de alcool, de transpirații și de toate alea. Dar acum arată foarte bine, ăsta e norocul nostru că am venit la inaugurare. Limba Ingbo. Și asta e foarte tare. Ar trebui scos și coșul ăsta, că îi face concurență coșului de 50.000 de euro. Ia, în ăsta s-a aruncat ceva. Două țigări și o pumă. E în top. Deci coșurile verzi, de lângă panourile fotovoltaice, care nu știu dacă chiar funcționează, ar trebui scoase. Că nu fac parte din proiect. Limba nepaleză, asta da. Limba sesoto. Tokoloho e gata. Da. Da, uite. Limba japoneză. În sfârșit am găsit și eu ceva mai aproape de realitate. Și limba bască. Din țara bascilor. Și așa ține aleea probabil până în capăt, la fântână acolo. Să mai facem câțiva pași. Că e destul de funny cu limbile astea necunoscute, de unde le-or fi scos și de la primărie. Și ce consilier pe domeniul calității al culturii, consilier de cultură au. Sunt foarte curios. Limba galeică. Gaelică. Limba curdă, da. Iată și chinezii, nu vă așezați să nu luați vreo gripă după aici. Aici ar trebui izolat și să se intre cu mască, cu botoș și cu halat. Probabil că asta vine din provincia Wuhan. Deci asta cu chineza nu a căzut bine. Cu virusul ăsta, coronavirus, e posibil să fie infestată, să vină direcția de sănătate publică să ia niște probe după aici. Limba sonă sau șonă. Iar e foarte tare, javaneză.
sudaneză. Acolo și acolo este Gujarati. Deci, pe bune, dacă dăm 20 de bani, știu mai mult de 3. Cunosc mai mult de 3 limbi, dacă am auzit de ele. Restul sunt fake. Hai să le vedem și pe astea, limba maghiară, vecinii noștri. Welcome. Galiciană. Da, Liberta. Limba portugheză. Frumos și asta. La umbra unui pom aici. Limba africans. Nici de asta n-am auzit. Dacă o fi vreo limba africană, vorbită unde? În Sudan? În ce țări? Și așa cum se vede, deci băncuțe îl dau ocol și la fântână. Ne vom opri aici pentru că ne-am satisfăcut curiozitatea cu aceste bănci și limbi ale unor țări necunoscute. Este o inițiativă frumoasă, de ce să nu recunoaștem, acei eroi care își dormă somnul de veci la vreo 500 de metri de aici, își meritau măcar o alee. Și să ne revedem cu bine, mulțumesc pentru atenție, la revedere!